Este o intenție la o stea cu prietenii, un dialog despre pictură, arte decorative și fotografie. Dar totul este sub formă de pasiune dăruită din suflet, pentru voi toți. Noi avem fiecare dintre noi diverse joburi, dar tot ceea ce vedeți aici este rezultatul pasiunii noastre. Cu emoție vă prezentăm lucrările noastre, dragi, și pregătiți-vă foarte multe cuvinte, dar eu știu că mai multe cuvinte are domnul Pica și... Da, sunt convinsă. Căruia îi mulțumim pentru că a avut încredere în proiectul nostru și că este alături de noi astăzi, în această zi minunată de Sfânt Viene. Cu atât de mult impact sufletesc pentru fiecare dintre noi. Buchetele pe care le-am dăruit conțin și Sfânt Viene și grâu pentru belșug și Maicii Domnului să știm că suntem ancorați către cer, tot timpul să ne luăm de acolo toată bucuria din suflet. Este legat bine cu o scoară, să fim ancorați și în pământ, pentru că acolo și în prezent avem rădăcinile și să visăm frumos și să colorăm din suflet tot ceea ce vedem, toată lumina, toată bucuria, toată muzica pe care o simțim la tot pasul. Domnul Tita, vă rog să mă ajutați. Să știți că apare la ploua, dar numai aici, în zona acestei sări, acestei întâlniri. Iar ploaia, bineînțeles, când e vorba de o astfel de sărbătoare, cu multă trimitere la natură, am putea să zic și la agricultor, dar așa și este, înseamnă bogăție. Lăsăm o parte faptul că ne-am dorit și foarte mult să pe căldura asta la masă, să rămân și de ploaie. Curge așa pe natură. Dintr-o dată din păduri apar roarele, sânzienele, sânzienele, nu? Iată de 15 dintre ele pipează. Și în ziua lor acum au organizat o expoziție. O expoziție în care, minunat, găsim flori. Nu știu dacă ați aranjat, nu știu dacă a fost tema. Tema n-a fost sigur, pentru că tema este una generală și generoasă, armoniile cromatice. Dar ați pictat cu toate florile. Avem și o sânziană care pitea sânziană, dar avem și flori care pitea flori. Sunt 15 doamne cu care ne-am mai întâlnit, în același grup, și cu aceeași atenție am fost ascultat și mă simt întotdeauna onorat și bucuros. În alte expoziții care, de asemenea, pe lângă calitatea lucrărilor de artă plastică, pe lângă emoția transmisă de toate acestea, era vorba și de o anumită atmosferă a întâlnirii și a adunării în jurul ideii de vernisaj. Unor oameni care fac, așa cum spuneați, avem și în serviciile noastre, care fac acest lucru din pasiune, din praplinul emoții și a unei sensibilități față de creația plastică. Este de fapt ceea ce am recomandat și a susținut întotdeauna, că această apropiere de creația plastică să fie făcută cu toată deschiderea și generozitatea, fără trimitere, fără raportare, fără comparații, fără greutăți. Să fie ceva ușor și natural, pentru munca aceasta în sine, dacă vreți, este destul de complicată. În momentul în care o faci cu toată deschiderea și toată plăcerea, devine ceea ce ne ocupă tot timpul, mintea și existența, adică pasiunea. Voi avea o mică problemă în a punta câteva elemente, pentru că, așa cum am spus, multe dintre lucrările de expuse reprezintă florile. Florile sunt iar un gen artist sau un subiect, dacă vreți, pentru creația picturală, care nu este revelat pe deplin. Sunt elemente în pictură, în toate picturile naționale, în operele naționale, în care unul, doi sau mai mulți artiști sau chiar școli punctează în această direcție și nimeni nu le contestă. Cred că contemporaneitatea este datoare redescoperirea acestui subiect, floarea reprezentată în pictură. Pe de altă parte, ce subiect ar fi mai potrivit pentru a face cu culori?
Îl vedeți, dar aceasta știți mai bine, culorile întinse acolo, în fața planșei. Și căutați combinațiile cele mai potrivite. Unde le veți găsi pe cele mai multe dintre ele? Însoțite și de mirosuri, de mântori și de forme fantastice. În natura florilor. Natura îți creează game de culori irepetabile și greu de construit artificial. Artistul este cel care simte acest lucru. Și cum pictura este, prin definiție, culoare, în floare găsim toată această vibrație pe care noi trebuie să o retransmitem într-un limbaj plastic pe care noi, profanii, privitorii, îl receptăm. Este acest lucru pe care îl realizați de obicei și mai ales în această expoziție, cea pe care o vernisăm sau în jurul căreia ne întâlnim în această seară de senzienă. Mă grăbesc pentru că nu sunteți puține doamnele expozante care trebuie onorate cu toată bucuria pentru isprava din această seară. Și vreau să încep pe Carmen Angheloiu, cred că din cauza inițialei. Carmen Angheloiu, am mai tot vorbit despre ea în termenul acesta. Mă pune în dificultatea de a merge spre originea exprimării artistice. Este soprană, este cântăreață de operă. Dar pictura e bine cu puțin mai pe jos de acest lucru. Dar o să accept că, uite, cei dăruiți cu harul cântului pot să se exprime și plastic. Sunt două codificări foarte stricte, limbajul muzical și limbajul plastic. Sunt oameni, precum Sânziana Carmen Angheloiu, care poate să se exprime într-un mod foarte puternic, foarte sensibil, și în formula plastică, vizuală. Cum? Prin flori. Și bineînțeles, acum este plică pictura. Nu, este cealaltă sau? Nu, de o pictura cu viola. Sunetul nu este? Asta nu a rămas în memorie. Nu nimic prea mare pe acolo. Elena Chipel, ați văzut, sunt convins că ați observat o serie de detalii. Cel mic loc are un decupaj interesant. Faptul că mântră capul în totalitate, cu nasul urechi, ochelari mare, îl obligă pe artist un anumit exercițiu pe suprafața pânzei, care de fapt este pielea întinsă și ucioasă de sub privirea calului. Este un lucru foarte interesant surprins în această pictură, una dintre cele trei culpote pe care Elena Chipel le expune. Georgeta Diculescu are mai multe lucruri, dar cu toții am remarcat, aceste magnolii. Nu știu dacă vă place culoarea, magnoliu, ca să zic așa, îmi place la nebunie. Și vă garantez că din experiența mea plastică se fac niște exerciții fantastice. Sau, ca să fiu așa mai direct, mai ascuțit ca un britanic în zile vor, nu există pictură de magnolie sau un culoare de acel gen care să nu fie reușit. Ioana Mihailov, câteva peisaje foarte bine căutate, cunoștințe vechi. Îmi permis să stau cu spatele, dar este o întâlnire informală între noi și povestim despre ce vedem și știm cu toți. Câteva peisaje căutate în tușa aceea care generează la un moment dat picturalitatea. Și care, pentru artiști ca noi, este foarte atrăgător. Îmi place foarte mult să căutăm aceste tușe mici și care generează o gestualitate de artist în plină creație. Rezultatul este acest peisaj în care nici un petec de cer, nici un petec de atmosferă nu este uitat, nici de pământ, nici un petec de iarbă nu dispare fără jertfa sa de culoare în această clasă. Teo Aurescu, de asemenea, cu mai multe lucruri, bineînțeles că aici este remarcat un personaj, un foarte simpatic personaj, care, normal, este vorba de inocența unui copil. Vreau să vă atrag atenția că copiii, la vârsta aceasta inocenței, sunt niște artiști desăvârșiți. Eu m-am apucat cu multă atenție asupra copiilor la această vârstă, de aceea, cel care îi tinde pe ei în această ipostază plastică, cred că la rândul lui se transpune în spiritul de observație a unui copil, avem nevoie de ceea ce spune și tipul, cel puțin inocență. De fapt, cu toți, chiar și când vezi în flori și
când desemnăm viori și când împictăm pahare, avem nevoie de această inocență fără de care devine sinceritate, fără de care asta nu este posibilă. Monica a pus, am eu necunoscut, m-am întâlnit de mai multe simezne și întotdeauna a remarcat seriozitatea cu care este abordat acest domeniu, seriozitatea simezii. Aproape că nu m-am mirat faptul că organizați simeze în această zi, pentru că ați înțeles din mica mea observație toată plenitudinea acestui gest, acestui efort și acestor întâlniri. În care, iată, suntem cu toții și vorbim. Să știți că decizia de a expune pentru un artist este foarte complicată. Sunt convins că ați avut probleme cu propria dumneavoastră persoană în momentul când ați decis să scoateți din atelier, când se simte așa bine, unde vedea perfect. Nu există loc în care un pictor să se simte mai bine decât în atelierul personal. Și să-l scoateți într-o haină de gală, într-o spațiu de gală, unde Așa, privirii tuturor, nu? Bun, spațiul românesc are și un obicei de acela de a se exprima inclusiv în domeniul care, sau mai ales în domeniul în care nu recunoaștem deloc și cu aceea ieșirea aceasta în public a lucrării dumneavoastră vor avea întotdeauna parte de comentarii dintre cele mai diverse. Eu încerc să fac comentarii mai dintr-o anumită parte. Asta ca să știți ce vă așteaptă în momentul când decideți să faceți o simeză, ceea ce doamna Cristina Monica a decis să facă din această poziție postază a domniei sale de expozant, de muncitor la Chevalier și iată de organizatorul întâlnirii de simeză. Daniela Novac și Ștefania Novac, de fapt nu trebuie să vorbim de amândouă pentru că sunt, cred că sunt mama și fiica, despre fiica mi s-a spus și vârsta aici și mă uimește. Sunt artiste cu locul fiecare în această expoziție. De asemenea, cu... M-a privat de acolo, mi-am dat seama de cum este acea lucrare, dar nu am dat. O las-o de flori. Hai să fie că mă întâlnăm așa și putem, de noi fete și putem vorbi. L-am revisat pe Fuego. Vrei să zici, cam în nebunie nouă, cântărețul Fuego pictează. Și pictează flori. Problema lui, și am spus-o, am și o să disemnă de mare, i-am spus-o clar, nu au contur, nu au nimic și mai ales nu au profunzime. Frunzele sunt lipite. A pictat și mai bine altă parte, acum nu știu ce s-a întâmplat. Această lucrare de Daniela Novac, vreau să spun că vedeți florile, le recităm primele, dar de fapt ea este completă prin viziune și prin plasarea în spațiu pe care o aranjează. Este o dovadă de maturitate și mai ales faptul că vine absolut natural. Înseamnă că s-a atins un anumit nivel de exprimare pe care mă înfără de mult atins. Ștefania Novac este fita și ce m-a impresionat e faptul că merge pe calea acesta a creației plastice, a picturii, cu toată liniștea pe care o poate permite această opțiune și a faptului că a cunoscut mediul, i-a plăcut și îl abordează, dar mai ales cu originalitatea sa. Nu copiază nici cum măcar pe mama lui. Cu siguranță însă va avea de învățat de la ea. Carmen Florian este o prietenă veche. Am văzut tot eu. Da. Carmen Florian este o prietenă veche, ne-am întâlnit pe mai multe simeze, de fiecare dată sensibilitatea sa este foarte evidentă și foarte mult în pictură. Este o artistă, o pictoriță care deja are un stil previzibil, cel puțin pentru mine. Aș putea recunoaște lucrările sale, lucrările cu care participă în această seară și, de asemenea, niște minunate cupe pictate pe care mi le-a promis ca să bem nectarul zeilor în această seară aici, la sărbătoarea Sânzienelor. Carmen Rahmich, de asemenea, o foarte atent, un foarte atent studiu al florilor. Mă întreb uneori dacă bărbații ar fi în stare să... Mă scuzați, domnule, dacă spune, dacă aveți experiențe de altă natură în care ați pictat mai bine florile, vă rog să-mi spuneți. Dar măcar o observație a florii și a petalei de flori.
Noi s-ar putea că la un moment dat să pictăm portretul o parte largă, să punem niște tușe privați așa. Doamnele, cel puțin sunt ziua în această sală, au o atenție foarte, atât a jocului cromatic și a dispunerii în spațiul a florilor și dispun lucruri pe care l-am observat la Carmen Rachnic în opțiunea sa, în construcția pânzelor sale. La Luca Șerban nu mai este niciun secret pentru mine și din motiv sunt lucruri pe care Rachnic. Este o pictoriță care mă emoționează de fiecare dată când îi văd creații. Am venit să mă uit la ea pentru că m-a emoționat suplimentar. Este această sensibilitate care, la un moment dat, bun, vine și din delicateța omului, din sine, a creatorului, mie îmi produce o stare de liniște, îmi atenuează toate acele, nu știu, porțuri și asperități pe care așa că manifestare cotidiană aș fi dispus să le manifest. Și dacă o lucrare de plastică are un astfel de efect, merită sau trebuie mers imediat cu a doua privire. A doua privire descoperă, de fapt, toate aceste elemente ale unui joc. Este extrem de subtil. Este aici o lucrare în tonul de verde. Am spus și ei de multe ori, pornirea aceasta normală care aveți, mă face să se vreau să iau o pensulă totușă puternică de roșu și să fac acolo un zbeng boghet, cum zicea Creangă, dar adică, sunt uimit de acest echilibru pe care îl expune pe pânză și acest joc fantastic cromatic al său. Sunt trei lucrări, dacă îmi bine seama, și toate veți vedea că este o gamă de culoare pe care o tratează în toate felurile și mai ales o duce în formele pe care și le propune. Este practic, eu am spus deja ce vreau exprimarea cu cețuri colorate, cețuri cromatice și tocmai în aceste cețuri creează și peisajul, creează obiectele, subiectele practic care pe care ne-aș putea să ne vorbească de lucrurile sale. Adina Moldova Țitra, am promis să nu spun niciun cuvânt pentru că și-a permis să merg la Sofia. A promis că va căuta senziene acolo, dar gând, dar găsi niște senziene bulgărești în exterior și am promis că vom căuta noi niște suedeze. Nu, senziene pur și simplu. Sunt campionatul mondial în minte și cu nevestele fotbaliștilor suedezi care au fost declarate cele mai frumoase din campionat. Daniela Olteanu, de asemenea o descoperire interesantă pentru modul în care, iată, un contur, ea este prieten și coleg, am înțeles cu expozanții noștri, a înțeles să meargă pe acest drum sau în ceea ce vedem noi astăzi, este altceva decât poate un parte plin aruncat ar fi. Și este această cale personalitate, iată că florile au tot atâtea chipuri cât și artii se aplacă asupra lor. Mihaela Rotaru, va trebui să mă uit mai cu atenție, pentru că am senzația că folosesc la un moment dat o altă culoare sau o altă pastă. E clar că este o altă formă de pensulație, un detaliu care s-ar putea la un moment dat să ducă, sincer spus, sunt curios să văd personaje realizate în această manieră, în această pensulație, în această construcție a doamnei Mihaela Rotaru. Inclusiv jocul cromatic este de o anumită factură, o tendință spre griuri, nu neapărat griuri colorate de genul cărora